școală care se consolidase foarte bine până în momentul acela și aveam profesori importanți, nu numai George Demetrescu Mirea, dar și Camil Grescu, Gabriel Popescu, cei care au fost profesori cu ei înaunt, Ipolin Strâmbu și alți câțiva care începuseră să predea și Tonița și Dimitrescu predeau în perioada aceasta, formaseră deja o nouă generație, o nouă recoltă de artiști care acum, de cele mai patrulea, au să debuteze. Mulți dintre ei au făcut-o și cu rezultate spectaculoase, se schimbă drastic. Sunt alte cerințe impuse de sus, pentru că nu toți au avut energia de a continua filonul puternic al artei românești moderne de atunci, mai departe, nu au avut atâta substanță, nu au avut o culpină atât de viguroasă încât să ducă mai departe, nu s-au emigrat, mai ales dintre pictorii sași, este o generație de pictori sași foarte importantă despre care voi aminta, adică perioada interbelică, dacă vedem scrierile lui Alexandru Busuioceanu, Oscar Walter, Cizek, Tudor Vianu, pentru a numi pe cei mai importanți, în sfârșit și alții, și care acest canon, care îl știm, pe care îl știm cu toții pe de rost, da? Paladin, Petrașcu, Tunița, Șiratul din Trescu, îi știm cu toții, acest canon s-a consolidat și foarte mulți pictori, tineri la momentul acela sau care nu au avut o expunere, o vizibilitate la fel de mare ca aceștia, au căzut într-un cont de umbră din care foarte greu. De la bun început pentru a fi un teatru să uiți, trebuie să fii știut și apoi să ignori sau să scapi din vedere. Ei, Gheorghe Nau nici măcar n-a fost cunoscut. Este o celebritate locală, faptul că sunt mare licitații și care trebuiau și ei valorificați pur și într-o circulație mai intensă. Pentru că am vorbit de pictor uitați, eu am fost foarte mirată atunci, eram elevă în liceu, pentru mine a fost un eveniment, cartea aceea, că Gheorghe Naum, pe care știam, care este în mod evident pentru noi atât de bun, atât de argument în acest sens, dar a rămas, deși a expus în București, deși a participat, a făcut parte din grupări artistice, au organizat manifestări artistice, a rămas în afara ariei de interes a principalilor critici istorici, principalilor oameni care s-au ocupat de arta românească modernă, care era foarte bine instalată în tot ceea ce însemna meșteșug foarte bine stăpânit, atenție pentru desen, pentru tot ce înseamnă detaliu anatomic, de volum, construcție în spațiu, pentru un tip de imagine foarte clar, vedeți aceste portrete foarte frontale, foarte directe. E aici un portret, portretul soției lui Camil Grescu din colecția noastră. Și vedeți, peste ani, este un portret din deceniul al treilea, patrulea, se simțea, cum spunea Alexandru Busuioceanu, senină și sigură de sine, stăpână pe propriile mijloace și spune ceva și despre parcursul lui Naum. Spune el, am suferit influențe de la maestrii noștri. Mirea, Alesu, Teodorescu Sion, care a fost foarte legat aproape din 1928 și până la sfârșitul vieții lui Teodorescu Sion, de la care am învățat. Influențe din partea maestrilor francezi, de care sunt dominați aproape toți pictorii noștri, n-am suferit. Ei, am pus aici, am alăturat aici o serie de naturi statice care trădează fără niciun fel de probleme, fără niciun fel de sincope, influența lui Paul Cézanne. Nu este un rapt, nu e vorba de un furt, bineînțeles, ci e un lucru foarte ușor de explicat. Lecția lui Cézanne, felul lui Cézanne de a construi o compoziție, fie că e vorba de cea mai umilă piramidă de mere așezată pe o farfurie, artelor pentru tot ce însemna învățământ artistic în România Mare de atunci, organiza tabere de creație cu studenții, acolo l-a cunoscut pe Naum, s-au împrietenit și a fost mai mult decât o relație elev-profesor, a fost o
prietenie foarte profundă și cu bune roade pentru Naum. Tipul acesta de compoziție prin subiect, prin modul de aranjare a personajelor în aceste piramide, în acție de a sintetiza într-o imagine monumentală tot ce are spiritul, ființa românească mai autentic, mai frumos, mai tradițional, este luat, sigur, cu adăugiri proprii, dar într-un fel foarte transparent de la Teodorescu Sion. Aceasta este, știm că perioada de maximă preocupare a lui Sion pentru tema românească a fost 1923-1927, cu câteva ocurențe după acest interval. Aceasta este, la Naum, o compoziție de la sfârșitul anilor 30, dar că Naum era deja preocupat exact din perioada în care l-a cunoscut pe Sion, deci 1928-1929, că era preocupat de această temă, demonstrează această gravură, datată exact în perioada 1928-1929. El și-a dat ultima suflare, de aceea și lucrările lui, cele mai multe sunt aici. Trei dintre ele care argumentează apropierea pe de-o parte de Palladio și de Totuța, mai și cele cunoscuțe picturilor creștine de trece, iar pe de altă parte, prin calitatea lor, pot oricând face parte dintr-o expunere a celor mai buni interveniști din România, de sunt acolo, în circuitul, să zic, clasic al muzeului nostru, iar atelierul cu cele mai multe dintre obiectele donate de doamna Giugi Danău sunt așa, într-o încercare de reconstituire la mansarda Cortului C, unde inițial vreau să ne întâlnim, apoi am zis că totuși spațiul este prea mic și căldura prea mare și am ales că vreau să stau. De asta era anunțul de un corpul C și ne-am întâlnit în corpul A, dar nu e nicio problemă, eu vă invit să vedeți și locul acela care este foarte frumos și încă este în lucru, pentru că multe dintre piese sunt încă în atelierele de restaurare cu supăreția aici. O să vedeți că orice obiect, cât de mai însemnat ar fi el, casa unui artist, înseamnă ceva, pentru faptul că este foarte, foarte frumos. Ce este o creație, chiar dacă el este produs în serie. Și majoritatea datează de pe vremea aceea când ceva bun trebuia și folositor trebuia să fie neapărat și foarte frumos. Adică era într-un fel o încercare de a introduce arta în mediul cotidian. Am fost la un moment dat, la jumătatea secolului XIX, doar o jumătate, au fost niște idealiști care au zis că tot omul trebuie să se bucure, nu? De genul artistic și fiecare dintre artiști ar trebui să contribuie într-un fel la confecționarea asta, unor astfel de obiecte. Mai că obiectele astfel confecționate erau atât de scumpe, nu să se atât de scumpe, încât omul obișnuit nu și le putea permite. Și am fost în perioada interbelică încă un fel de avânt din degenul acestuia, de la Bauhaus, școala de la Bauhaus fiind cea care îl promova. Și am avut doar să zic ceva așa, nu ca o completare, pentru că Alina a spus absolut tot ce se putea spune în favoarea picturii a operei lui Naum. Dar am vrut să zic că există un spirit al timpului, un spirit al vremii, care e ușor recunoscut, indiferent în care parte a lumii ești. Și atunci artiștii, care sunt cei mai vizionari dintre oameni, pot surprinde și captea în formă acest spirit al vremii. Adică nu era nimic ce trăiseră promotorii noii obiectivități imediat după primul război. Cerea o criză la toate nivelele societății, absolut la toate. Iar Naum, sunt tablouri din 30 acolo,
Deci, Răzvăsul este același oraș în care trăim și astăzi, dar imaginea acelui orașului de atunci este imaginea pustiului. Era criza. Era în timpul crizei. Nu? Noi trăim acum și putem înțelege ce înseamnă criza. Când totul vezi cu ochii tăi cum se vitează de umanitate. Deci, totul trebuie să devină un mecanism, se retrage în locurile ce mai sensibil în om și omul care își mai permite luxul să rămână ființă umană, se retrage în locuri ascunse ca să supraviețuiască, pentru că altfel timpul și ororile lui Da. Cred că era un om foarte frumos, adică foarte. Și un fel avea așa un fel aristocratic. Era distinct. În ținuta lui, da, în privire. În noblețe așa. Exact. Și mai ales era înalt, era ascult, era ascult. Era înalt și subțire, dar nu trebuie să fie slab. Deci, are ceva și dacă vedeți că acela... Nu, era mai frumos decât mai. Este un antropot. Mai frumos era. Avea fotografie, și fotografiile lui. Eu la Marcau și văd acum. Și avea ochii deschiși la avea ochii albaștri și avea tenul alb, roz, așa foarte frumos. Și părul era argintiu atunci, cred. Era spre 60 de ani atunci. 50 și ceva. Nu era încă alb, alb. E cât avea 61 de ani. Da, era. Mie mi se părea bătrână. Da, bine, cu vârsta de copil. Dar totuși, nu, era foarte trefalnic, așa, avea o ținută foarte frumoasă și... Vorbea foarte calm, foarte echilibrat, nu jignea pe nimeni, chiar dacă mai întârziau nimeni. Totdeauna fie să fie moderat și tot ce ne spunea cu așa explicit și fără să laude excesiv, dar nici să jignească și să dărâme pe cineva. Era foarte bun și ca pedagog și critic. Mă gândesc că avea și o cultură foarte, foarte bine consolidată din felul în care lucra. Dar am văzut asta și din biblioteca lui, ce cărți avea acolo, din ceea ce scria. Deci chiar un om absolut deosebit pe care noi chiar putem păstra pentru locul acesta și mostre și acum în majoritatea secolului următoare. Și să știți că avea un renume în epocă, cel puțin. Da. La noi veneau gălățeni, făceau la noi pe locul 7 sau 8. Domni și doamne care veneau pe cer ca să pot cursuri. Da, da. Și erau oameni de diferite vârste, ca așa cum aș fac lucrurile, dar din punctul de cei mei mici. Da, avea notorietate și datorită multelor activități care era implicat, dar și cultura lui. Deci, pe sectorul de la expus exista. În timp, s-a șters amintirea, se șterge, dar că nu foarte bine a făcut asta de la mine, că avem gospătat și... Păcat că e foarte de puțin public. Da, cu publicul. Noi am popularizat lucrurile astea pentru că facem totdeauna. Și mereu, ideea mea este că cine trebuie să audă, vine. Deci cine trebuie să știe, știe, află și vine, știți? La întâlnirile astea, dar ele se vor repeta. Și dacă sunt câte 5 oameni deschiși, bine intenționați și care înțeleg, că până la urmă ce trebuie? Cred că mulți în orașul acesta, și mă refer la profesorii care predau desen, știu numele lui Gheorghe Naum, dar atât. Atât. Deci dacă e, nu știu dacă pot face legătura între Gheorghe Naum și dacă lui. Știu, sunt convinsă, pentru că și am fost la fel. Eu când auzeam de Naum, înainte să văd expoziția aceasta completată, da, mai amplă, îmi defilau prin față Balta, Pescarul, Comorovca, în cel mai bun caz, și nu temele cele mai cunoscute și câteva naturi statice. Și la atât se reducea știința mea despre Naum. Când am început să mă ocup de Naum pentru întâlnirea aceasta, am dat seama că sunt atât de apropiere valențele acelea universale pe care le-am propus în comunicată de presă, care chiar pot lărgi mult câmpul de referință când ne gândim și vorbim despre Naum. Și asta e un pas înainte, e o fel de a sparge clișeul, Balcă, Pescar, Cartier. Da, e un artist care va fi mereu redescoperit. E bine totuși că
foarte multe din lucrările lui sunt pe